Cum v-ați simțit împreună cu frații Gabor și ce v-a plăcut cel mai mult? M-am simțit bine, a fost o sărbătoare frumoasă, șucar, cum ar spune ei. Mi-a plăcut foarte mult cum au cântat și mi-au plăcut experiențele lor de viață. Modul în care l-au cunoscut pe Dumnezeu și modul în care îl propovăduiesc pe Dumnezeu. Cum vedeți importanța multiculturală a etniilor în țara noastră și în mod special în Biserica Adventistă de ziua șaptea? Biserica Adventistă este o biserică multiculturală. Suntem diferiți, dar suntem o familie frumoasă, o familie puternică, suntem împreună și cred că în România faptul că suntem împreună români, maghiari, romi, ucrainieni și alte naționalități și etnii, asta face ca diversitatea să ne ajute să acoperim un spectru mai larg al celor care au nevoie să primească cuvântul lui Dumnezeu. Veniți destul de des în România. Este România o țară activă din punct de vedere misionar? România este o țară mare. Aveți 6 conferințe, toate sunt active în misiune. Este greu de comparat pentru că există țări mici și țări mari, dar eu sunt foarte mulțumit de activitatea pe care o întreprindeți. Mai ales în privința țiganilor, a gaburilor, sunt uimit și fericit. Nu înțeleg totul, dar ceea ce văd mă încântă mult. Cum a fost pentru dumneavoastră acest sabat petrecut cu romii? Văd că sunt foarte fericiți, s-au implicat pe deplin, au cântat, văd că le place să fie în biserică. Unii oameni vin la biserică o oră sau două, apoi se plictisesc, se duc acasă pentru că sunt obosiți. Dar am văzut că ei sunt dispuși să stea aici până la miezul nopții și sunt încă aici. Este o plăcere să văd acest lucru. Thank you.